Magic Archer și bandită. Clar că Magic Archer s-ar fa la level 2 și am toate legendarele level 2 în sfârșit. Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale. Numele meu este Mădălin și astăzi este ziua cea mare, este ziua de super mega draft chesturi. O să deschidem toate draft chesturile abonaților, draft chesturile mele, o să cumpărăm și ofertele, absolut tot. Înainte de a începe acest episod, v-aș ruga din suflet să apăsați și voi butonașul acela de like, să faceți și noi măcar 3000 de like-uri la acest episod, pentru că este un episod super interesant. Am zis să încep cu primul cont, cu contul secundar de Challenger 2, după aia o să vin pe contul meu, pe contul lui Ștefan, pe contul lui RV3, deci numai draft chesturi de calitate. Bineînțeles, dacă nu v-ați abonat încă la canal, să vă abonați și voi la canal, să fim cât mai mulți în această familie. Și da, fără să mai prelungim acest episod, hai să deschidem primul draft. Draft chest, pentru că avem o grămadă, frate, și pe contul abonaților să fac, am zis că fac separat un episod cu draft chesturile mele și cu două draft chesturi de Master 2 și încă un episod de Clash Royale cu draft chesturile abonaților, nenumărate draft chesturi, bineînțeles că am mai păstrat și pentru live-uri, iar la fel niște draft chesturi. Ok, hai să vedem ce ne pică de pe contul acesta. Deschidem draft chestul de pe contul secundar. 2970 gold, 60 de minion sau 60 de arcași. Luăm arcașile, clar. 35, foarte bine, frate. Chiar îmi trebuie Hog Rider și știți că vreau să fac de level 11 pe contul ăsta. O să luăm 35 de Hog Rider. Bun. 41 de Fly Machine să fie acolo și se pare că n-avem legendară pe contul ăsta. 15 Hunter sau 15 Cannon Card. Orice aș alege nu mă ajută la nimic, deci hai cu Hunter-ul, frate, cu domnul Mustăcilă. Ok, deci legendară n-am apucat pe contul ăsta, dar e bine că am apucat Hog Rider, deci nu mă interesa altceva decât Hog Rider-ul ăla. Ok, m-a dat Challenger 1. Hai să deschidem și un Free Chest. Și Giant Chest-ul ăsta, hai că dăm, frate, 18 gemuri și pentru Giant Chest să-l deschidem aici pe episod. Un Dark Goblin, 20 de Giant, ar fi bombă dacă mi-ar mai da Hog Rider. O, arcașe bun și Furnace. 41 de Hog Rider, ce frumos ar fi fost. E bun și Giant, arcașe ia la fel level 12. Ok, deblocăm aici un Silver, cerem un Hog Rider. Ok, și cam asta este. Bun, o să revin și pe contul meu ca să deschidem draft chest-ul și acolo imediat. Ok băieți, și am revenit și pe contul meu. Aici avem un draft chest de Challenger 3, un SMC și am zis eu că iau și cele două, o să iau două oferte de Legendary King Chest, deci practic mi-ar trebui 4 legendare din acestea. Acum să vedem câte legendare o să ne dea. Eu zic că o să fie un chest opening foarte tare și de asta v-am zis. Nu uitați să apăsați și voi butonașul de like, să faceți noi 3000. Dai seama că cred că e cel mai mare la ora actuală, e cel mai mare chest opening pe care l-am făcut eu pe contul ăsta. Cred că ăsta e cel mai mare. Am mai avut unul, dar nu chiar atât de mare și atât de interesant. Ok, hai să deschidem draft chest-ul să vedem ce ne pică din acesta. 4203 gold, 80 de... hai cu, frate, hai cu Knight-ul ca să donez la băieți pe clan, că poate cer. 25 de Hog Rider, bun. 75 de Wizard, în fine. Da, frate, și avem legendară, bine. Dar aici este interesant ce o să alegem. Deci, prima legendară de pe contul meu, prima legendară. 20 de Poison sau 20 de Prince. Bă, să nu vă gândiți că prima legendară din totdeauna, prima legendară din acest episod. Măi, eu presimt că la Prinț o să-i dea un mare nerf. Eu presimt că o să-i dea un mare nerf la Prinț. Dar și Poisonul, de-abia dacă poți să-l va level 6. Nu, Prințul nu o să-l pot folosi pentru că o să se dea nerf. Părerea mea că e prea OP și o să se dea nerf. O să aleg Poison ușor, ușor, fac un Miner Cycle sau un Graveyard Cycle și o zic că o să fie blană Poisonul dacă îl faci level 6 sau 7. Hai să vedem legendară. Eu aș vrea să aleg între Log,
sau să-mi dea prințes, să o fac la level 4 ușor, ușor. Hai să vedem ce legendar o să ne pice pe contul meu. Fix ce nu voiam. Ca să spun așa, Sparky sau Nightwitch? Sparky clar nu o să aleg, Nightwitch-ul, bine ai venit. Încă una pentru level 3, bun. Și asta a fost și draft chest-ul, destul de ok. Super, super ok, n-am ce spune. Ok, m-a dat la Challenger 11 pe contul ăsta. Hai să cerem și noi aici niște rachete pentru că vreau să le fac la level 10. Ia, deschidem un free chest. Ok, play spell cards, dăm aici un refresh. Și hai să deschidem SMC-ul, cel de-al doilea chest de pe contul meu. Ok, 7128 gold, 44 de Hog Rider. Frate, nu știu ce se întâmplă, e ziua Hog Rider-ului. Și pe contul secundar și pe contul ăsta numai Hog Rider. Mamă, e ziua Hog Rider-ului, frate. 6 Mirror, 67 Spirit Goblin, e clar. 8 PK, 144 BTRM, te rog. Bine, frate, a doua legendară de pe cont Hunter, văd că este și ziua Hunter-ului. Te rog să-mi pice loc, frate. Hai, te rog cu logul să-l faci eu de level 3. Se poate? Miner, da. Nasol. Sincer să fiu. Un miner, ai că-i ochi. Îl duci pe ăsta. Mai am 9, îl duc la level 4 peste 2 ani. E ok, frate. În afară de Spirit Goblin 6-7, că putea să-mi dea un mortar. Și mi-am părțit, frate, uite-te, știu ce, mi-am părțit epicele în una, două, trei. Nu se poate, frate, nu se poate. Ok, dar bine că mi-a dat legendar, se putea și mai rău. Ok, deschidem un silver, aici am cerut, ok. Și în continuare o să vin cu, cum v-am promis, cu două oferte, frate, pentru că știu că sunteți alături de mine și tot timpul mă încurajați și mă susțineți. Am zis să deschid și două oferte pentru că voi sunteți cei care mă susțineți. Hai că o să revin imediat să cumpăr prima ofertă. Ok, băieți, și am revenit cu prima ofertă de Legendary King Chest, 4200 gold, între 5 Goblin Hut și 5 Fireball, alegem Fireball. 43 de mortar sau 43 de bețuri, clar mortarul, că o să-l duci pe ăsta ușor, ușor în viitor, apropiat la level 13. 11 maschetire sau 11 furnace, să alegem 11 maschetire. Level 9, aproape. 213 de Ice Spirit, am vrut să spui Spirit Goblin. 54 de Mini P.E.K.K.A. sau Fly Machine. Hai cu Mini P.E.K.K.A. pentru că am zis că o să fac level 10 pe Mini P.E.K.K.U.ȚA și 23 de Cannon Car sau Dark Prince. Dark Prince-ul. Cât pot să fac pe asta? Level 6. Da, hai să vedem, legendar. Te rog, log. Vreau să aleg logul, frate, să fac level 3. Se poate? Royal Ghost sau Ice Wizard? Nu știu ce să zic. Ice Wizard-ul nu prea-l folosesc și nu prea înțeleg în ce decuri se poate folosi Ice Wizard-ul. Mi se pare destul de dificil. Royal Ghost-ul la level 3 ar fi o legendară bună. Alegem Royal Ghost. Chiar dacă și-a luat nerf cât de cât. Ok. Ok, asta a fost prima ofertă. O să deschidem și cea de-a doua ofertă imediat. Ok, am revenit și cu cea de-a a doua ofertă de Legendary King Chest. Bine, aceeași ofertă, doar că cumpărat a doua oară. V-ați prins voi. Ok, 4200 gold, 13 Ice Spirit, 44 de mortar, 11 furnace, nu contează, că oricum nu folosesc mai nimic, 199 de bețuri, 59 de wizard, 23, mamă, frate, deci nu te cred, Hunter și Cannon Card în prostie. Eu cred că Clash Royale-ul stabilește ce cărți spică în fiecare zi, părerea mea. Hunter și Cannon Card am avut de ales și pe contul secundar atunci. Nu se poate, frate, alegem Hunter. Hai, te rog, frate, logo ca un ultim chest, dacă se poate. Magic Archer și Bandită. Clar că Magic Archer s-ar fa la level 2 și am toate legendarele level 2 în sfârșit. Că fără Magic Archer nu aveam toate legendarele la level 2. Ok, hai să alegem alegem Magic Archer, bineînțeles, și îl facem și la level 2. Bun, în sfârșit, frate, a venit foarte, foarte slabă șansa. Foarte slabă șansă la Magic Archer, părerea mea. Ok, stai așa că aveam pe deck-ul ăla de... Ok,
hai să dăm Magic Archer-ul la level 2. Bun. Ok, și avem toate legendarele level 2, nu? Da, și mai trebuie câteva la level 3. Logo-ul ăsta nu mi-l pică deloc, frate, nu mi-l dă deloc. Să-l faci la level 3. Da, în fine. Ok, și bă, m-ar bate gândul să mai cumpăr o ofertă, frate, să mai iau o ofertă. Gen aici pentru voi, mi-a dat destul de bune lucruri. Fireball-ul 407 din 1000. Hai, frate, că mai revin cu încă o ofertă și ultima și promit. Ok, băi, și am revenit cu ultima ofertă, ultimei oferte. 4200 gold, 11 giant, 95 de mortar. Ce să mai, frate, mă bucur că mi-a dat mortarul. 161 de zepuri, 59, bine, frate, bine. Nu o să aleg fireball-ul de data asta, o să aleg racheta pentru că strâng de rachetă de level 10. Fireball deja l-am level 10, 52 de rachete, foarte bine, frate. 8. Lightning pentru că știu că o să-ți dea un buff la Lightning. Uite, frate, ce v-am zis? Cannon card în prostie. Cannon card în prostie, frate. Dacă nu-mi dă nicio legendară bună, e clar. Inferno Dragon sau Lumberjack. E clar, frate. E clar, când vrei să-ți dea ceva, nu-ți dă. Hai să alegem... Chiar nu știu ce să aleg. Inferno Dragon sau Lumberjack. Interesant, interesant. Hai cu Inferno Dragon. Îl faci pe ăsta level 4, ce să mai... E clar. Ok, cam asta a fost și ofertele, am zis că e ultima și mă țin de cuvânt. O să revin pe contul lui Ștefan să facem chest opening de Master 2, imediat. Am revenit și pe contul lui Ștefan, după cum vedeți, 4878 global, 5354 de trofee. Este un draft chest de Master 2, după cum am spus, avem și un Magical văd aici. Chiar îi mulțumesc lui Ștefan cu ocazia asta pentru acest chest opening. Hai să-i dăm drumul, să vedem ce o să-i pice. 5851 gold, 119. Hai cu Ice Spirit, că Zep-ul nu-i trebuie, îl are maxat și Ice Spirit-ul să-l strâng acolo. 35 de pompe, pentru că văd că le are upgradată pompa. 37 de Battle Ram, bineînțeles. Legendară deja mai devreme, Mini P.E.K.K.A. Clar o să-i ale Mini P.E.K.K.A. Ia să vedem ce legendară o să-i dea domnului Ștefan. Ice Wizard și Miner. Minerul are deja de level 3, nu cred că îl poate încălzi cu absolut nimic. Ice Wizard-ul, încă o carte pentru level 3, frate, ție ți aleg Ice Wizard-ul să ai Ice Wizard-ul la level 3, Doamne ajută. Și epică, Bowler sau Guardsuri. Bă, sincer să fiu, Guardsurile sunt bune, dar la Bowler, din câte am înțeles, o să dea un buff pentru că e cam nefolositor. Părerea mea. Părerea mea și părerea celor de la Supercell. O să aleg Bowler, domnul dințos, cu nasul mare. Bowler-ul eu zic că e ok. Pe el l-a dat la Challenger 2, bineînțeles că a fost în trofee foarte mari. Cu deck-ul ăsta a jucat el, chiar foarte tare, îți dai seama că n-are nici Goblin Bear-ul level 8, dacă a dat de Zep și Log, mai dă și de săgeți, a pus. E clar, contra. Dar uite, văd că minerul folosea, mai bine alegeam minerul. Sorry, Ștefan. Hai să alegi, să deschidem și Magical Chest-ul, 1320 gold. Un Battle Ram, e clar, nu o să fie legendară, nu o să fie, nu o să fie, da. Atâta timp cât i-a dat un Battle Ram, dacă nu dădea Battle Ram, ăsta era legendar. Dar e Supercell-ul, frate, e Clash Royale-ul. Și aproape de 52 de minute, dar n-are rost, că parcă presim că iară îi dă un fail Clash Royale-ul și nu-i dă legendară din Magical Chest. În fine. Ok, ce zic, băieții, abia a început sezonul, nu știu ce vă bucurați așa. Zic că locul 4 în clan, e bine. Băieții se bucură că sunt locul 4. Ok, băieți, o să revin și cu contul lui RV3 în continuare, pentru că am zis că o să fie un super mega chest opening. Nu uitați să apăsați butonul de like și hai să revin imediat pe contul lui RV3. Am revenit și pe contul lui Andy, respectiv RV3. Pe contul lui o să jucăm, v-am spus, și pe live-uri. Deci stați pe aproape că o să vedeți niște live-uri demențiale cu un cont super maxat. O să devin și eu un maxat ca restul celorlalți aici șmecheri.
Hai să deschidem draft chest-ul de Master 2, la fel ca și la Ștefan, 6273. Deja, bine ați venit în paradis. Orice aș alege e degeaba. Acum vă uitați și voi la mine cum vă uitați la youtuberii mari. N-ai ce să alegi. 26 de arcași. Na, în fine. Ce v-am spus? 94 de Elite Barbs. Să nu mă jurați pentru că oricum e degeaba. 470 gold. 25 de ochi, clar, aici o să aleg Zepis, pentru că îi strânge, legendară, clar, ce v-am zis, frate, n-am ce să-i aleg, îi dă 6000 gold, 125 de pompe sau 125 de BTRM, 125 de BTRM, oricum e degeaba, legendară, ia să vedem ce legendară se pice, sper ceva bun, Nightwitch sau Prințesă, bă, Nightwitch-ul, uite, văd că Nightwitch-ul îl are... o are de level 3 și până la level 4 mai e ceva. Prințesa văd că o strânge să o facă level 5. Clar, prințesa o să aleg, are 14 din 20. Da, să facă level. Prințul are maxat, Hunter-ul, clar. Deci ori iau 30k gold, ceea ce cred că l-ar interesa, 30.000 gold. Sau 30 de Hunter. Ok, și am revenit, l-am întrebat ca să fiu sigur, eu, părerea mea, aș fi ales gold-ul, 30.000 gold. E aproape o legendară, 40.000 gold de legendară, deci. Dar el a zis să-i aleg Hunter-ul level 7, m-am înșelat eu, deci level 7, vreau să-l ducă la level 8, să-l maxeze. În fine, eu, nu-i contul meu, îți dai seama că nu pot să-i aleg ceea ce vreau numai eu. Ok, și asta a fost și contul lui RV3. Hai să deschidem și un free chest aici. Ok, deja n-are ce să-i mai dea. Și după cum v-am spus, bineînțeles, totul maxat. Ia uite, ce frumusețe, frate, să te uiți așa și să vezi cărți maxat. Maxat, 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 Hogrider maxat, Aschetira maxat, restul cărților level 10. Bine, e clar că are full, uite, vedeți, are Skeleton Army full. Ăsta la tornadă trebuie să mai strângă la clonă, max level aici. Hunter-ul, Canon Card, ăștia-s mai noi și de asta n-a putut să le fac. Uite, Royal Ghost-ul poate să fac, are logo de level 4, Miner level 4, Prințesă level 4, Ice Wizard 4. Ce mai vrei, frate? Graveyard-ul level 3, Lumberjack 4, Lava o are max level, singura pe care o are level maxim. E super tank. Contul ăsta e super tank, frate. N-ai ce spune. Și o să ne jucăm pe live-uri pentru că am promis și s-a ținut de cuvânt și Andy și ne-a dat contul. Cam asta a fost și episodul de astăzi, fraților, cu draft chest-uri. Am deschis la draft chest, nici nu știu de cât o să fie filmarea, sincer să fiu. E cel mai lung episod de chest opening și cel mai interesant pentru că a venit cu, în afară de contul secundar, a venit cu legendare pe toate conturile. Deci, numai pe contul meu a venit cu câte legendare? 5 legendare pe contul meu. 5 legendare, după aia pe contul Ștefan una, pe contul ăsta 7 legendare într-un episod. Ce să mai fac? Cam asta a fost episodul. Vă mulțumesc pentru atenția încă o dată. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați și voi băieți la canal pentru că mă ajută extrem de mult. Mâine o să apară episod cu celelalte draft chest-uri de pe conturile abonaților pentru că dura prea mult să fac într-un episod toate draft chest-urile, cam o grămadă. O să deschidem și pe live. Vă mulțumesc încă o dată, ne vedem data viitoare. Pa, pa!